Bine, m-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit invitatului nostru, Ciprian Cojocaru. Ciprian este un tânăr cu experiențe cu Dumnezeu neobișnuite. De fapt, cum ar putea să fie umblarea cu Dumnezeu obișnuită? E miraculoasă, e extraordinară. Viața ta a avut suișuri și coborâșuri, l-ai cunoscut pe Dumnezeu într-un moment de mare descurajare și în mod supranatural Dumnezeu ți s-a descoperit. Ciprian, cu ce experiență? Înainte de a începe să ne povestești, în mâna ta este o listă numai cu experiență și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Mă și întreb, oare cum vei selecta din acea listă câte ceva să ne ajungă pentru acest episod? O să încep prima dată să vă spun cum am ajuns eu să-L cunosc pe Dumnezeu și cum mi-a vorbit mie Dumnezeu. Mi-a vorbit în multe feluri, dar una dintre ele este când am fost înrolat în Armata Română, în 2003-2004. Am fost înrolat în Armata Română și aveam în armată foarte mulți pocăiți care veneau la mine și îmi spuneau: Ciprian, tu trebuie să te pocăiești și să vorbești mulțimii. Și spuneam: plecați de lângă mine că nu există Dumnezeu. Eu am fost ateu convins, nu credeam doar credeam în ceea ce văd și ceea ce ating cu mâna. Am fost un sportiv și mă bazam pe forța mea, pe puterea mea, pe faimă și Ce în sport practicai? lupte greco-romane. Și am zis că nu există Dumnezeu, plăcerea, lucrurile din lume, astea mi-aduc bucuria. Și când am fost închis în armată, Dumnezeu mi s-a descoperit într-un mod minunat. Într-o noapte, la ora 3, am fost dus de acel caporal să fac pază la foișor. Și la ora 3 noaptea mi-a venit un gând, fără să am vreo problemă sau ceva, de a mă sinucide. Mi-am dat jos încărcătorul din muniție, mi-am scos încărcătorul din portîncărcător, mi l-am Niciodată n-ai mai băgat. avut vreo tendință sau ceva. Nu, Atunci a nu. venit un gând pur și Da, 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 simplu, da. fără Și de niciun atunci motiv. erau multe, multe etape în viața mea când îmi veneau gânduri, dar la ora 3 să mă sinucid, din armată încolo. Și mi-a venit gândul acesta, am zis că nu mai are rost viața aceasta. Și am scos încărcătorul din portîncărcător, l-am băgat în armă, am armat arma, mi-am scos bocancul drept din picioare, mi-am scos șoseta și am zis că trebuie să fiu foarte atent să-mi iese glonțul prin ceafă, ca nu cumva să-mi iese prin falcă, să rămân invalid. Și în timp ce am băgat eu piciorul și mi-am băgat țeava în gură și spunând că nu mai are rost viața aceasta, pe balustradă, la intrarea în foișor, era o balustradă. Pe balustrada foișorului a apărut o vrabie, sărea pe balustrada aceea și ciripea și se uita vrabia țintă în ochii mei. Mi-a tras atenția și mi-am scos țeava din gură, am pus-o pe umăr, am scos piciorul de la degetul de la tregat și am spus: Doamne, dacă Tu existi, așa cum spun pocăiții, și vrei de la mine să mă pocăiesc, uite, eu pun ca semn ca vrabia din fața ochilor mei de pe balustradă să vină la mine și eu atunci voi crede că Tu existi. În momentul acela, vrabia a zburat direct în foișorul meu, eu cum eram înșezut, vrabia sărea de pe un picior pe altul peste arma mea. În momentul acela mi-a venit mintea ca și cum și am spus: ce caut eu cu arma încărcată? Mi-era o frică și am spus: cu adevărat Dumnezeu există. Aceasta a fost unul dintre punctele când eu am înțeles că Iisus mă iubește și pe mine. Prima oară când ai trecut de la ateism la Da, altceva. da, 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 da. Timpul a trecut și vreau să vă spun cum. Ai făcut ceva cu experiența asta atunci? Din momentul ăla te-ai schimbat sau ai fost la fel ca Era înainte? o schimbare, să zic așa cum să zic, o zi schimbat, a doua zi îmi plăcea lucrurile să mă ducă înapoi. Era plăcerea acestei lumii. Nu puteam din sportivul de performanță să ajung dintr-o dată oaie, așa gândeam eu că. Și vedeam pe pocăiți că erau liniștiți în armată și spuneam: dar cum eu, un sportiv, să ajung să fiu așa? Nu, nu-mi plăcea. Și era așa, ca un val. Azi cu minte, mâine eram. Și în 2010 vreau să vă spun că am plecat, am liberat din armată, tot cu gândul așa că ar trebui să mă pocăiesc, dar îmi plăcea lumea. Îmi plăcea lumea, sportul și am spus că n-are rost. Frecventam biserica și spuneam: n-are rost să ajung eu să mă pocăiesc acum, că vedeam în biserică că erau și oameni de 30, 40, 50 de ani, 90 de ani și spuneam: dar am timp să mă pocăiesc, că nu mai în vârstă, de ce să mă pocăiesc acum la tinerețe? Și am plecat undeva să lucrez la un abator. Vreau să vă spun cum bunul Dumnezeu mi-a ieșit în cale și mi-a vorbit mie personal, personal. Eu când am plecat în Germania,
aveam o Biblie, am luat o Biblie de la biserică și mi-era rușine să o citesc în fața prietenilor mei. Și eu citeam tot timpul pe ascuns, citeam din câte un verset, dar nu înțelegeam nimica. Știam, îmi aduceam aminte de lucrarea aceasta din armată, dar nu puteam să, nu era o flacără așa să-mi dea putere să mă întorc cu adevărat la Dumnezeu. Și am mers în Germania să lucru la un abator și am lucrat timp de 6 luni de zile și n-am fost plătit. Și eu eram cu încă 2 sportivi în camera respectivă, în camera acelui hotel și am pus la cale un plan în care să facem o sumă foarte mare de bani, era un plan diabolic, să ucidem pe cineva și i-am spus, bun, uite, omul acesta nu ne-a dat banii, trebuie să ne facem dreptate, nimeni nu ne face dreptate. Și ne puneam planul ca la ora 3 noaptea să mergem să facem planul acela. În timp ce vorbeam noi în șoaptă în camera respectivă, se deschide ușa camerei noastre și vreau să vă spun că în camera la mine erau 2 bărbați, unul aproape de 2 metri, 1,90 m, sportiv, ruibist și un boxer lângă mine și puneam planul acesta. Dar în cameră, în timp ce vorbeam noi în șoaptă, nimeni nu știa, dar cel de sus știa tot. S-a deschis ușa camerei mele și a intrat un bărbat până într-un 1,50 m, 1,60 m maxim înălțime, cu degetul îndreptat către mine și a spus așa, Ciprian, mi-a zis numele meu, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Când am auzit lucrurile acestea, mi-am întors capul către acei 2 bărbați care erau sportivi lângă mine și am văzut cum încep să tremure. S-au pus lângă pat și auzisem în continuare ce spunea acest proroc, Ciprian, nu pleca la drum cu oamenii aceștia, că din pântecele mamei tale te-am ales și te-am pus deoparte pentru mine. Atât de tare m-am speriat de m-am pus pe pat lângă și i-am spus, omule, cine ești? Că mi-e frică de tine, te rog frumos să ieși din cameră. Aveam o frică de omul acela, nu pot descrie. Și omul acela mi-a zis, nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu. Te cunoștea omul acesta? Nu, el lucra în abator cu noi, dar nu l-am văzut parcă niciodată în abator. Era un om care lucra munca de jos și... Vorbea românește? Da, era român. Și era din Vaslui. Și i-am spus să iese din cameră, i-am zis, te rog frumos să ieși din cameră că mi-e frică de tine. Omul acela a ridicat mâna stângă și i-a zis, nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu. Și s-a îndreptat degetul sub pat, era geanta mea. Și zice, în geanta aceea neagră, era geanta mea, zice, este Sfânta Scriptură. Domnul îmi spune să-mi dai Biblia, că Dumnezeu are un plan cu tine, pentru tine. Și i-am spus, am băgat mâna foarte rușinat că m-a descoperit față de prietenii mei că eu am o Biblie. I-am aruncat-o și am zis, te rog frumos să ieși din camera mea că mi-e frică de tine. Mi-era o frică pe care nu o pot descrie. Când eram în lume și nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu mi-era frică să mă bat și cu un bărbat de 2 metri, dar când era prezența acelui om, tremuram, pur și simplu tremura carnea pe mine. I-am aruncat Biblia și am zis, te rog frumos să ieși din camera mea. Omul acela a ieșit și i-am certat pe cei 2 bărbați și am spus că de unde a știut omul ăsta ce facem noi la noapte? Și ei spuneau, Cipriane, ne jurăm, nu știu de unde știe. Și supărat i-am scos afară din cameră și am rămas singur. Omul acela vine înapoi în camera mea și zice, Ciprian, m-am rugat lui Dumnezeu și mi-a zis să deschid Biblia în fața ta și să citești versetele 10 și că Dumnezeu le-a pus special pentru tine. M-am uitat și i-am spus ironic, să văd ce îmi spune mie Dumnezeu, dacă ceva în mine spunea că există Dumnezeu și ceva nu. S-a deschis la Proverbe, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, versetul 10 din fiecare capitol, unde zice așa, Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. M-am uitat la el și am spus, nu înțeleg ce sunt aștia, nu le înțelegeam. Și el mi-a spus, sunt niște etape pe care Dumnezeu vrea să le pregătească pentru tine. Și mi-a spus că Dumnezeu vrea să te scoată prima de aici, să-ți dea înțelepciune și apoi Dumnezeu te va binecuvânta. Nu înțelegeam lucrurile astea și am spus, te rog, ieși din camera mea, ieși din camera mea, nu cred că există Dumnezeu, nu l-am văzut, de ce nu-L putem vedea pe Dumnezeu? Mă certam cu el. Și el încerca să-mi explice și înainte să iese, atunci m-am speriat foarte tare, a pus mâna pe umărul meu și mi-a zis așa, Ciprian, în noaptea aceasta poate te vei alege cu 100.000 de euro.
dar sufletul tău va fi în iad. Când am aflat că el știe și partea mea de bani, care o vorbeam cu acei doi bărbați în șoaptă, atât de tare m-am speriat și am spus, omule, ieși din cameră. A ieșit din cameră, m-am încuiat în cameră și m-am uitat la Biblie, am lăsat-o jos și am îngenunchiat în fața unui geam. Am tras perdeaua și ca un tânăr care nu știam drumul, am spus așa, Iisuse din Golgota, am auzit că tu ai murit pe Golgota. Și pocăiții mi-au spus că tu ai murit pe cruce și piroanele ți-au străpuns mâinile. Dacă tu ai murit pe cruce și pentru mine și sângele tău a curs și pentru mine, eu vreau să te văd că eu nu cred. Și în momentul ăla stăteam pe geam și mă uitam și ziceam, Doamne, vreau să te văd, că altfel eu nu cred. Am stat 5 minute și mă uitam pe cer și nu vedeam nimic. M-am ridicat, am tras perdeaua și i-am chemat pe cei doi bărbați cu care trebuia să fac fapta și am spus, sunt niște prostii. Omul acesta sigur a ascultat la ușă, nu știu de unde știe, dar noi voi face ce avem de făcut la ora 3. M-am pus în pat și vreau să vă spun că în noaptea aceea de-abia m-am adormit. Cu gândul că ucid un om, să-mi recuperez partea mea și vreau să fug undeva, îmi spuneam acelor bărbați, eu îmi voi lua suma mea de bani și voi fugi undeva în legiunea franceză. Plătisem deja biletul să mă duc în Franța, e o armată undeva de mercenari, știam că sportivii sunt bine primiți și am spus că gata, mă voi duce acolo. În noaptea aceea am avut un vis. Vreau să vă mărturisesc visul acesta. Am visat că eram într-o casă, atât de frumoasă casa, o casă cum mi-aș fi dorit eu dacă puneam mâna pe acea sumă de bani. Eram legat cu corzi de la gură până jos, întins pe o canapea roșie și jurul canapelei erau doar demoni de înălțime un metru. Pe mine era întins Satan. Părul avea ca sârma ghimpată în cap, ochii ca niște flăcări, mâna dreaptă avea copită, ca și cum are copita, și în mâna stângă avea ghiare. Era întins peste mine și mă bătea cu mâna pe pieptul meu și mi-a spus așa, fiul meu, ascultați, eram fiul lui, și mi-a spus, fiul meu, de ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Am o întrebare pentru tine, de ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat puterea să scot mâna printre acele corzi și am îndreptat acest deget către el și am spus, tu ești făcut din Dumnezeu. Când a spus pe gură cuvântul Dumnezeu, toate corzile au început să se rupă, pur și simplu așa că niște bucăți de ață s-au rupt și am început să mă ridic în picioare. Și am auzit un glas care spunea diavolul către acei demoni, puneți mâna pe el, nu-l lăsați să scape, că mult rău ne va face. Acei demoni încercau să mă prindă, să mă pună mâna pe mine, și vedeam cum iese de la genunchi în jos o lumină și spuneau acei demoni, nu putem pune mâna pe el, că ne arde ceva. Acum realizez că Iisus Hristos m-a păzit, slăvit să-i fie numele. Și vedeam cum vrăjmașul, cum Satana își învârtea mâna peste acea copită și era foarte turbat. Am început să merg prin camera aceea și vedeam cum acei demoni mergeau după mine. Și am intrat într-o cameră unde mama mea stătea pe șezut la marginea patului și se zgâria pe față, punea mâinile pe față și spunea, Ciprian, pleacă de lângă mine că eu nu pot să mă pocuiesc, nu pot să mă întorc cum te întorci tu. Și am spus, mama, o fi casa asta frumoasă, dar hai să mergem la casa noastră, amică, care avem noi, apartamentul acela. Și am luat-o pe mama și am dat să ies din casa aceea, să fug de acei demoni, dar în living, am ajuns de unde am plecat, în living a apărut trei legionari, trei mercenari din legiunea franceză de unde am vrut eu să-mi pierd urma, dacă făceam acea faptă. Și cei trei, primul din față avea un costum foarte frumos în mână, cu multe, multe medalii în piept, și cel din spate era foarte bine înarmat și îmi spunea, îmi făcea cu mâna să mă duc către el. Pasionat de această meserie Am lăsat-o pe mama jos și am dat să fac să mă duc către ei. Și când am făcut un pas, m-am oprit și am spus, dar o să ajung un mercenar, ce o să fie cu viața mea? Și în momentul acela m-am oprit. Diavolul a venit în fața mea și mi-a zis, du-te, că în scurtă vreme eu voi fi cu tine și te voi ajuta să ajungi general. Fă ce ai de făcut în noaptea asta la ora 3. M-am dat înapoi un pas și am zis, nu e bine, ce o să fac? Și am făcut din nou un pas să mă duc către ei. Și când am făcut al doilea pas, m-am oprit și am zis, vreau să am și eu o familie, vreau să am copii, nu e bine. Diavolul a venit din nou în fața mea și mi-a zis, uite-te în ochii mei. Când m-am uitat în ochii lui, am înțepenit. Și mi-a spus așa, vezi tu casa aceasta? Și mi-a dat cu mâna. Vezi tu casa aceasta? Era casa foarte frumoasă. Casa aceasta ți-o voi da ție în noaptea aceasta. Eu vreau să-ți dau ție 100.000 de euro. Mi-a zis și marca mașinii, dotările mașinii. Și mi-a spus, noaptea asta eu toate ți le voi da ție, îți voi da faimă, putere, tu fă ce ai de făcut în noaptea asta la ora 3.
Vreau să vă spun că în visul meu am tras capul în pământ și am ridicat mâna stângă sus și am spus: Doamne Iisuse, dacă Tu existi, scapă-mă de aici și eu Te voi urma. În momentul acela când eu am spus aceste vorbe, era în capătul livingului ușa de intrare în casă. Am văzut, era ușă mare de termopan și ușa a început să se clatine. Și după ușa era o lumină foarte mare, o lumină puternică. Și dintr-o dată ușa s-a desfăcut și în fața ușii era o prezență de om îmbrăcat în alb-albastru. Era desculț. Avea în mâna stângă un buchet de trandafiri foarte mari. Deci vă spun că era cât, nu știu cum să fac, imens un fir de trandafiri. Când a băgat trandafiri în casă, am văzut cum ard, cum dispar legionarii, cum diavolul, tot. Și rămân eu cu prezența care se apropia către mine. Când a călcat desculț pe marmura din casă, de la piciorul lui a crăpat toată marmura până în fața mea. Se apropia către mine și nu i-am văzut fața, ci era ca un soare puternic. Se apropia către mine și a pus piciorul în fața mea și mă uitam la gaura de la piron și ca un filmuleț mi-am văzut toate relele pe care le-am făcut până în data de. Și am știut că iadul e pregătit pentru mine. Atunci am realizat că există și iad și rai. Și am spus: Doamne, Tu cu adevărat existi, eu atâtea rele am făcut, nu mai am nicio șansă. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, am auzit o lumină din... Am auzit o voce din lumina și mi-a spus așa: Fiul meu, Ciprian, știi cine sunt eu? Și am dat din cap că nu. Și mi-a spus: Eu sunt Iisus Hristos care a murit pentru tine, pentru păcatul tău, pentru păcatul neamului tău. Vină la mine că de mult te aștept. Și mi-a dat buchetul acela de trandafiri și am încercat să-l țin, dar nu puteam. Și m-am îmbrățișat. Când m-am îmbrățișat, m-am trezit în patul meu. Era ora 6 dimineața. Lângă patul meu erau cei doi bărbați sportivi cu care trebuia să fac fapta la ora 3. De la ora 3 până la ora 6 ei încercau să mă trezească. Eram ca o legumă în pat. Și la marginea patului, capul patului, era acel proroc de 1,50 m. Se ruga lui Dumnezeu și spunea acestor bărbați: Nu sunteți, să nu fiți speriați că Ciprian n-a murit, ci vorbește cu cineva în cer. M-am ridicat speriat și am spus: Eu nu mai fac nimic, mă duc acasă și mă pocăiesc. Trecuse timpul, cam o săptămână, și i-am spus acelui bărbat. A venit el către mine, acel proroc, m-am împrietenit cu el și i-am spus visul. Mi-a spus: Ciprian, Dumnezeu vrea să te folosească pe tine până la marginile pământului. Vă spun sincer că ce mi-a spus acel proroc s-a întâmplat până în ziua de azi. Și mi-a spus: Ciprian, tu trebuie să te pocăiești, să mergi, să vorbești mulțimii despre puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu o să te folosească. Și vreau să vă spun că îmi spune către mine: Eu am să plec de la abator, uite, mi-am făcut bagajul și voi pleca acasă. Și am spus: Dar de ce pleci? Pentru că câștigi foarte bine aici. Și el mi-a spus așa, și n-am să uit niciodată vorba aceea: Misiunea mea în țara aceasta s-a terminat. Pentru prima dată am înțeles că Dumnezeu poate să trimite de la marginile pământului un suflet, poate să ne vorbească mie, ție și la oricare altul. Poate și că e misiunea asta, nu știu. Tot mi-am pus întrebarea: Doamne, ce voi spune acolo? Dar sunt sigur că această emisiune este și pentru cel care ascultă, poate are sufletul dărâmat și știu că cum mie mi s-a descoperit Dumnezeu, se va descoperi și la cel care ascultă și vede. Te-ai întors în țară? M-am întors în țară și... Până la urmă ți-ai recuperat banii sau nu? Nu. Ai rămas cu paguma? Cu paguma, da. Și am spus: Mă duc acasă și mă pocăiesc. Am început să frecventez biserica și am spus: Diavolul, vin din nou la mine. Ciprian, tu ești sportiv, campion. Păi cum să mergi să te pocăiești, să mergi tu ca pocăiții cu Biblia sub braț și toată ziua la biserică? Și ziceam: Da. Am vorbit cu prieteni și spuneam: Ciprian, dacă tu te pocăiești, cum ai terminat? Și ziceam: Doamne, să las toate lucrurile astea plăcute mie și să mă duc să... Și când venea câte un botez, fugeam din țară. În 2012, asta s-a întâmplat în 2010 cu abatorul, în 2012 atât am tras-o și am zis: Lasă că am timp. În 2012, înainte de botez, am zis: Gata, fug. Fug în Germania. Fug să-mi caut ceva de lucru. Satana ne dă atât de lucru ca să n-avem timp de Dumnezeu. Și vreau să vă spun că am plecat în Germania, dar ceva era mai flăcărat în mine. Spuneam: Totuși am bani, am de toate, dar parcă n-am pace. Îmi lipsește ceva. Și vreau să vă spun că tot timpul aveam, la ora 3 era o oră pentru mine critică. Tot timpul mă gândeam să-mi tai venele, să scap de viața asta. De la ora 3 fix până la 4 era o oră pentru mine. Și vreau să vă spun că într-o noapte m-am trezit la ora 3 fără 5 minute și m-am dat jos la marginea patului.
Am început să plâng și știam, mai erau câteva zile pentru până la botez în țară, că mă uitam pe Elim și spunea, anunța, plângeam și parcă îmi vedeam locul unde mă duceam eu la biserică, era tot, aproape tot timpul liber. Și parcă ceva în mine spunea, Ciprian, acolo e locul tău, de ce cauți tu acolo? Și spuneam, Doamne, vreau să fiu sincer, să știu că mulți tineri se luptă cu chestia asta. Și spuneam eu, cum am pus cu fața către ușa de la intrare de la balcon, atât de tare am plâns și îmi vărsam amarul și spuneam, Doamne, acum știu că existi. Dar uite, vreau să stau în Germania, să-mi fac bani, să am o mașină frumoasă, îmbrăcăminte frumoasă, să nu mă duc așa la Elim, un om din lume străin vine cu nimica. Credeam că trebuie să mergi la Dumnezeu cu ceva frumos, să fii... Nu gândeam. Și în timp ce stăteam eu și plângeam acolo, am auzit o bubuitură la ora 3 noaptea în geamul de la balcon. Am ridicat capul și am văzut o vrabie cum s-a lovit de balcon, încerca să intre în apartament. M-am uitat la ea, vrabia s-a ridicat din nou pe balustradă și a dat din nou în geam. A făcut lucrul ăsta de 3 ori. Când a treia oară a lovit geamul, în urechea mea s-a auzit o voce care spunea așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. În acel moment m-am ridicat în picioare și am fost schimbat de Dumnezeu în totalitate. M-am ridicat la ora 3 noaptea și am strigat, iar stăteam la sora mea și am zis: Hristos trăiește, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai... Și strigam în gura mare de... Loveau nemții în apartament, în calorifere, să mă opresc. Eu strigam, aleluia, mă duc acasă și mă pocăiesc, dați-mi numărul de telefon de la biserică să spun că vreau să intru și eu în apă. Când a venit sora mea cu cumnatul meu, spuneau: Ciprian, ce ai pe față? Parcă te-ai dat cu variș, tot luminat. I-am zis, dați-mi bani din casă, dacă nu-mi dați, eu vă iau ceva din casă, vând și mă duc acasă, eu vreau să mă duc să spun tot ce am făcut. Vreau să mă pocăiesc, să-mi schimb viața. Am ajuns acasă și am intrat în apa botezului. Vă spun că la botez mă ținea un presbiter de la biserică și spunea: Ciprian, ai răbdare. Aveam impresia că nu mai apuc apa. Aveam impresia că nu mai am timp să mă împac cu Dumnezeu. Spuneam, acum băcați-mă primul. Eram după perdea și se vede într-o filmare cum tot încercam să intru și tot mă trăgea. Spuneam, ai răbdare, că uite, vii și tu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci îl slujesc pe Dumnezeu cu puterea care mi-a dat-o. Am mai avut întoieli de atunci că există, nu există? Nu. Dumnezeu se vorbi de două ori printr-o vrabie. Interesant că a ales pasărea aceasta. Da. Acum un porumbel mai vine, îți mai stă pe umăr, mai îți mănâncă din palmă, dar o vrabie nu prea am văzut să vină pe piciorul cuiva. Da. Și nici să bată în geamul cuiva. Da, și de atunci vreau să vă spun că Dumnezeu, au fost perioade și grele și bune. Vreau să vă spun cum Dumnezeu m-a binecuvântat, lucrez într-un loc unde se adună cele mai multe lacrimi. Locul acesta este terapie intensivă, spitalul de copii lui Surcan. Și vreau să vă spun cum a băgat Dumnezeu pe mine acolo. Lucream la pază și protecție, m-am pocăit și mergeam la biserică, puteam să stau la predică și mergeam ziua și spuneam mărturia și seara mergeam în baruri și scoteam tot felul de bețivan, de oameni stricați și îi puneam la pământ, chemam poliția și spuneam în mine, Doamne, nu mai vreau meseria asta. M-am lăsat de sport, m-am dus, am continuat sportul și am intrat, am vrut să mai concurez. Dar pe salteaua aceea, Dumnezeu mie mi-a vorbit, înainte să intru într-o competiție. Vreau să vă spun cum mi-a vorbit mie Dumnezeu: Ciprian, eu caut dragostea, eu n-am cum să am dragoste intrând cu un adversar, să dau cu el de pământ, nu pot să-l dau cu dragoste. Și am zis, Doamne, dar cum mă întrețin trupul? Și Dumnezeu mi-a zis așa, du-te taie lemne la o văduvă. Du-te cară. Și am înțeles că trebuie să mă opresc cu sportul, a fost o perioadă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învățat lucrurile astea așa, încetul cu încetul. Și vreau să vă spun cum Dumnezeu m-a binecuvântat cu un loc de muncă. Într-o noapte am avut un vis, că eram îmbrăcat în verde, cum sunt medicii. Și eram îmbrăcat în verde și eram într-un lift și în lift era o targă și pe targă era un copil. Și eu mă rugam și puneam mâinile pe acel copil și ziceam, Iisuse Hristoase, vindecă și ridică-l din morți. Și m-am trezit. M-am îmbrăcat în hainele mele de intervenție și Domnul spune că El ne conduce pași. Vreau să vă spun că am urcat în mașină și un gând mi-a venit să mă duc la spital. Trebuia să-mi iau partenerul de lucru din centrul orașului și am zis, l-am sunat și am spus, te iau de la spitalul de copii, să mă aștepți acolo.
Și mi-a spus, dar trebuie să mă iei din centru, de ce mă iei de la... Nu, vreau să merg să te aștept la spital. Și am parcat mașina la spital și am uitat de vis. A venit o ambulanță, s-a oprit, a scos un pacient și domnul de la ambulanță s-a dat jos, a trecut strada și a venit la jeepul meu de intervenție. A bătut în geam și mi-a spus așa, nu te supăra, vrei să lucrezi la terapie intensivă? M-am uitat, l-am crezut că face mișto, m-am dat jos din mașină și am spus, măi omule, cum să lucrez eu, că n-am făcut facultate, nu știu ce e terapie. Deci am crezut că vrei să lucrezi acolo. Și am zis, nu mă, eu lucrez cu oamenii, uite, dau de pământ, îi cătușez, ea. Și am intrat înapoi în mașină. Și când am intrat înapoi în mașină, mi-am adus aminte de visul acela. M-am întors repede înapoi și am zis, omule, ce trebuie să fac la terapie? Și am zis, vină după mine. Și m-am dus după omul acela și simțeam că Dumnezeu îmi vorbește și îmi spunea, du-te, Ciprian, du-te, încrede-te în mine, tu să mergi prin credință. Tot asta Dumnezeu mă pregătea pentru ceva. Am intrat în spital unde lucrez acum și am văzut cum se dau colegii, care sunt acum colegi medici, se dau la o parte și intram eu în armat cu arma, cu toate alea, toți credeau s-a întâmplat ceva, vreo scandal, ceva. Și am intrat în biroul șefei și am spus, nu vă supărați, aș vrea să lucrez și eu, zice acel băiat de pe ambulanță, zice, uitați, băiatul acesta. S-a uitat la mine femeia aceea și zice, domnule, noi avem nevoie de oameni blânzi, nu avem nevoie de oameni de ăștia. Și Pedro mi-a explicat că e un post unde trebuie să car copiii. Și am spus, nu vă supărați, dați-mi și mie oportunitatea să lucrez cu copiii. Și dacă nu sunt bun, mă dați afară, dar măcar dați-mi. Și mi-a zis, fii atent, vei lucra 4 luni de zile fără să fii plătit, vei fi în probă, vei da un examen și dacă treci examenul vei intra. Accepți? Domnul îmi spune, tu trebuie să accepți. Și am zis, da, accept. Și eu mă gândeam că plec, fac câteva ore acolo și mă duc la locul meu de muncă și îmi câștig bani. Dar în timp ce am ieșit din birou, Domnul îmi spune așa, te vei duce și vei preda ținuta șefului tău, vei da armamentul, tot și mergi prin credință. Și am spus, Doamne, dar cum îmi câștig pâinea? Eu sunt acela care îți voi aduce pâine. M-am dus, mi-am predat ținuta, am spus șefului meu că gata, vreau să termin cu din momentul acela. Și spunea șeful, dar îți mărești salariul, ești singurul care ești cu armament. Și am zis, nu mai vreau, vreau să... Și m-am dus și am lucrat la spital. Vă spun că am lucrat timp de 4 luni de zile fără să fiu plătit și înainte cu o zi mi s-a dat o carte așa groasă să o citesc despre medicină, despre cărat, despre infecții, despre... Și m-am dus repede acasă știind că mâine am examenul, măcar să trec peste ea, să văd cât pot. Și când am ajuns acasă primesc un telefon, un frate îmi spune, frate Ciprian, trebuie să lași tot și să mergem în slujire, să-L slujim pe Dumnezeu, să vorbim, cum să spui mulțimii cum te-ai întors tu la Domnul. Și am spus, frate, și mi-a închis telefonul, mi-a zis, vezi că să-mi dai răspuns în 5 minute. M-am pus pe genunchi, am luat Biblia în mâna stângă și cursurile acelea în mâna dreaptă. Și am spus, Doamne, spune-mi ce să fac, să merg să vestesc Evanghelia sau să stau să citesc cuvântul, să învăț. Și Domnul mi-a zis așa, du-te vestește Evanghelia că eu mă voi îngriji de examenul tău. Am lăsat cursurile jos și m-am dus la biserică și am fost într-o biserică unde s-au întors tineri și s-au pocăit. Bucurie mare, am plecat acasă. Dar a doua zi dimineață aveam examenul. M-am dus la examen și am intrat în sala de curs, a venit plicul și m-am pus să văd să scriu și am început să scriu doar 2-3 rânduri cum se transportă, ce am reținut eu. Și era un punct despre infecții. Și am spus că eu nu știu ce să scriu. Și a venit diavolul la mintea mea și am spus, cine m-a pus pe mine să-mi bag lichidarea și să vin aici la spital și eu nu știu nimic, uite, mă fac și de rușine. Zic, să iese primul din sală și voi ieși după el. Iau și foaia după mine, o fac mototol și ies. Dar în momentul acela am auzit o voce. În mintea mea vorbea cineva. Era Domnul. Pune mâna pe pix și scrie. Și am început să scriu. Și îmi vorbea despre infecții și scriam în mintea mea, mergeau, parcă eram un medic și scriam. Și vreau să vă spun că după ce am terminat de scris și n-am mai auzit vocea, am pus pixul jos. Și am zis eu, oare ce am scris? Dacă am scris eu, cine știe ce prostii mă dau și la televizor. Și am dat să iau foaia să o rup și n-am apucat, a venit un medic și a spus, gata, s-a terminat, toată lumea afară, s-a terminat cursurile. Și tot mă gândeam, oare ce am scris acolo? Când am ieșit afară, am stat, spuneau colegii, măi, Cipriane, te-ai învățat, că am văzut că îți mergea pixul, scria. Eu ziceam, oare ce am scris acolo? Și vreau să vă spun că după o oră a ieșit un medic afară cu o asistentă și a strigat, cine este Ciprian? Ciprian Cojucaru, cine este? Eu cu capul jos zic, eu. Poți să vii puțin? Mă cheamă și îmi spune, am o întrebare. De unde ai citit despre infecții?
cine te-a învățat pe tine să scrii așa? Și n-am apucat să zic nimic, a zice, pentru că ai scris și patologia infecțiilor de cum s-au inventat. Și am spus că Iisus Hristos m-a învățat ce să scriu. Am intrat și de atunci lucrez la terapie intensivă ca brancardier, car copilaș într-o echipă minunată. Dumnezeu a făcut minuni, am văzut morții cum se ridică de pe pat, am văzut oameni de cancer vindecați, am văzut multe, multe minuni, nu știu dacă mai este timp. Nu mai este, Ciprian, e timpul gata. Dar cred că dacă am avea până de seară, nu da, s-a refuizat da, lista da, pe da, care da, o ai. Mulțumesc foarte mult pentru lucrurile pe care le-ai împărtășit. Cu sufletul la gură, ce să-ți spun, că nici n-am avut ce să te întrerup. Cred că așa e ținut și pe cei care au urmărit emisiunea noastră. Mă bucur, Ciprian, mă bucur. Dumnezeu lucrează amin, amin, în viața amin. Ta. În viața noastră a tuturor și în viața celor care ne-au urmărit. Nu cred că mai este nevoie să fac niciun final la această înșiruire de experiență. Ceea ce e evident și cred că fiecare dintre voi ați remarcat, Dumnezeu lucrează prin miracole, cu putere și astăzi și sper să aveți parte de un miracol și voi, cei care ne-ați urmărit și aveți nevoie de unul. Dumnezeu să vă vorbească, să fiți binecuvântați!